Sectoarele de carne și lactate din piața Cibina au fost verificate de autorități. Nu au fost confiscate produse, însă s-au dat amenzi. În general, cântarele neverificate metrologic și lipsa vizelor pe carnetele de sănătate ale comercianților au fost sancționate. Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și cei ai Sănătății Publice nu au descoperit nereguli care să pună viața consumatorilor în pericol. E ok. Asta înseamnă sacrificare în puncte autorizate și examinate sanitar-veterinar. Ca atare sunt și ștampilate, de-aia mă uit să văd dacă au fost examinate și sunt salubre. Nu toate actele comercianților au fost însă în regulă. Pe carnetul de sănătate a unuia dintre ei, viza medicului lipsea, era înlocuită de ștampila unui farmacist. Era trecut decât un farmacie. Un domn medical periodic se specializează decât un medic de specialitate. Nu decât un farmacist. Modul în care erau depozitate navetele cu brânzeturi și spațiile de vânzare supraîncărcate au atras atenția inspectorilor. Oficiul pentru protecția consumatorului a constatat că la unele standuri lipseau prețurile. Personalul, sănătatea, din punct de vedere al sănătății, care au, dar nu finalizat control medical periodic, ca mobilier, măsuțele pe care au pus omul șama, dar de fapt sunt toate ruginite, și mai sunt ambalaje cu produse așezate pe pardoseală. Totuși există și deficiențe și mă refer în primul rând la faptul că sunt spații de expunere supraaglomerate cu produse alimentare. În unele situații etichetele sunt neconforme sau lipsesc. Inspectorii au aplicat sancțiuni tuturor celor care nu aveau documentele în regulă. Oamenii sunt sfătuiți să fie atenți atunci când cumpără produse tradiționale pentru Paște și să anunțe autoritățile dacă se sesizează nereguli.